Să spunem pe șleau, este fenomenul la care nu s-a așteptat absolut nimeni. Cine s-ar fi gândit cu 10 ani în urmă că România va fi tărâmul făgăduinței pentru sute de mii de asiatici? Sunt tot mai mulți în jurul nostru, pe stradă, în metrou, în cartier sau în restaurante și muncesc acolo unde noi am lăsat locul liber. Au venit pentru bani și au rămas pentru stilul de viață, ba și-au adus aici și familia. Sunt fericiți și și-au găsit un rost într-o țară despre care nu auziseră nici măcar un lucru. Iată-i! Într-o Românie în care noi nu mai găsim nimic bun, ei și-au găsit locul. I love you, my family. You are come to Romania. Okay. Veniți din celălalt capăt al lumii, din culturi și țări total diferite, învață acum să se adapteze la tot ceea ce înseamnă România. Țara despre care nu știau că există pe harta lumii, le-a devenit acum a doua casă. Sunt mereu cu zâmbetul pe buze, atenți la fiecare gest, nu cumva să deranjeze pe cineva și curioși să descopere lumea nouă din jur. Namaste! Kigairako, taveru! Faceți cunoștință cu Goma, o asiatică mutată la București de câțiva ani, deschizătoare de drumuri pentru familia ei. Femeia care îmbracă acum ia românească a muncit ani întregi ca bonă în țara noastră. A pus ban pe ban și și-a deschis propria afacere, un restaurant cu specific nepalez. I'm coming to Romania 2013. Yes. And I choose for the work. First of all, I want to work here. But how did you heard about Romania? I don't know before the Romanian country. But I found the one of the newspaper. They need the babysitter. One of the manpower putting the advertise. And they had advertises back in Nepal for this position here in Romania for babysitters. Yes, yes, yes. And I found this page and I read, and there is the one of the vacancy for babysitter and some talk English. And some good person they asking, and I try this the job, and I find the interview. I give the interview. It's okay. And this time I have also children, my son, and 3 years something like that, and I can manage this job. We will see. And it's very difficult to come here in our Nepalese embassy. It's not Nepal. We have New Delhi, India. Okay. Yes, okay. And go India, we make the visa, everything. Which I bring, and my son I bring. Yes, in the same time. Not same time, a little bit after. First of all, you came alone. Yes, this is the, yeah. How was that moment when you had to say goodbye to your family? I'm crying. But what can to do? We need to make the job, we need to make the money. It's there is the little money, so... Astăzi o găsim într-un apartament din zona Obor, unde locuiește împreună cu nepotul său, căruia i-a dat o șansă să câștige o pâine mai bună decât acasă. I understand that you gave your family a chance to work here in Romania. Tell us a few words about it. I am Motusa, and he is my sister's son, and my son, and I have my cousin working somewhere here in Romanian place. I will thinking first time I will work and collection money, and every time working in the 12 hours, 15 hours I'm working, I'm tired, so let's get the business, how it is going on or not. Aici, în două camere, și-a adus puțin din lumea ei, colorată, exotică, și-a făcut un colț de acasă, unde să se simtă mai aproape de ce a lăsat în urmă, în celălalt capăt al pământului. Do you have parents back home? Yes, I have parents there. Do you have a husband back home? My husband, yes, but he not anymore. He not? Anymore, his accident, and he died before 18 years, not we don't have. I'm very sorry to hear that. Yeah. That's why I'm working in another country, and I have my child, and still I stay with my child. So you are a single mother. Yes, I'm a single mother. Who survived this horrible drama, losing her husband. Yeah. And now you're supporting with your full force your child. Yes. Well, congratulations for that. Thank you so much.
și-a luat valiza într-o mână, copilul în cealaltă și a plecat spre altă viață, în România. I-a fost greu, dar într-un târziu și-a găsit liniștea și și-a adus aici și rudele. You wear Romanian traditional clothes. Yes, I like here, and many years I'm here. That's why I like here the food, I like here the dress, I don't know. And it's more crowded than Bucharest? Yes, more crowded than Bucharest, yes. So, pentru tine, apă de ploaie traficul de la noi, nimic? Da, la fel trafic. La fel trafic. Da? Da, acolo. Suntem ca Nepal. Da, ca Nepal, aici în Bucharest, da. Ce mâncări românești îți plac? Eu place este ciorba și pâine, ciorba, salată, mănâncă tot ce. Eu și gătesc bine. Eu place România este, it's a good weather. It's the weather, water and it's like Nepal. You know, we have mountain, we have snow, we have the tree here, the plant, we have everything like Nepal. These are your traditional clothes. Yes. Tell us a few words about them. About this dress, this is we call the Magar dress. We are the Thapa Magar. We have the big history with the Nepal, it's the Thapa family. And we are when the our festival, our samyas, we are wearing this, not all the time. And I see nice pictures there. Who are these people? He is my son and me, and my mother and me. Yes. And also this is my son, me, and my sister girl. How do you keep contact with those back home? Do you video call them or how do you do it? Yes, we are calling video, Skype call. Okay. Now is the more have the internet, no problem. Ecranul telefonului e singura lor posibilitate de a ține legătura cu restul familiei rămase acolo, departe. Hello, hello! Ce gardă eu? Ia, poți să acolo, ia, interviu, ce-a te-i oară, să call gare. Ce-i interviu? Că eu am rând Nepal cu pare, mă. La. Ce-i mă, bye. La, bye. Have you managed to learn any words in Romanian? Can you tell us a few words in Romanian? Ia zi. Cum ești? Cum te simți? Ești bine? Bine, ia. Mai zi ceva în românește. Nu ți-a linză românește. Cu timpul, cu timpul așa. Eu vorbesc româna, puțin, notul, mult. Așa sunt ei învățați, să spună că nu au probleme și să zâmbească chiar și atunci când ar vrea să plângă. Nu-i poți scoate din starea asta și nici n-ai vrea. How do you guys manage to smile so much? To be so positive? I don't know exactly. Like this, I am like this because I don't know. The everyone asking me, you are very happy face. How you doing like that? I don't know. This is my face, happy. Have you noticed that many Romanians are sad on the street? Yes, many Romanians. I see when this working time also they are upset. Upset when we are explain to them, they not hard ask, just only the one side talking and upset. I know. Nepotul femeii muncește în restaurant, la contabilitate, dar face și pe barmanul. Nu stă o clipă, are până la urmă o familie întreagă de susținut în Nepal. First of all, starting is little bit difficult, but after working and learning, a little bit easy, not that difficult. How old are you? I'm 31 years old. Who do you have back home now? I have a family, a small family. My mother, father, and my brother, and my wife. I'm married. Yes. Do you miss your wife? Yes, I miss. Do you miss your parents? Yes, of course. I really miss my family, every members. How was that moment when you left them back home in Nepal? And you knew you have to leave, you're not coming home too soon. No. How did you feel? It's not good,
But we talking every day, video call, messenger, and calling my mother, father, and every family. But feeling is not good. Acasă s-ar întoarce în secunda 2 cu primul avion. Asta însă numai dacă statul nepalez ar crește salariile. Yes, I want to earn to money for future and my family, for support my father, mother, every my family. And also I'm working restaurant, Nepal restaurant. Why not work in Nepal and work in Romania? Nepal is little bit money and yes. Not saving, and sometimes is gathering friends and families, but not saving money. Nu mai e timp să stăm la povești. E vremea ca cei doi să plece la lucru, la restaurantul pe care Goma l-a deschis într-un cartier din capitală. Hai, mergem la treabă. Treabă, acum? Acum, da. Bine. Why did you want to make a restaurant and not something else? Do you like cooking? Yes, I like cooking and I like vreau să business ceva. Mm-hmm. Eu știu ceva gătește bine, da. Și să vedem. Cum? Why not? We can do. The people nothing, doing nothing, just one bread selling, and he has a business good. No. Why not? I have many things. I have many experience. În micul restaurant, Goma lucrează alături de fiul ei, de nepoți și alte câteva rude. Fiecare zi e o provocare, să aibă mereu clienți la masă și, cine vine odată, să se mai întoarcă. Puneți la călit, călit ceapa. Ia, ceapa rusă. Exact. Carrot, red and green capsicum, green bean, corn, all the mixes here. And this cartoon. Coriandru. Ai mâncat și când acolo. This is ready. Aici este istator. Fost istator este panipuri. Cheamă panipuri. Fiul lucrează cot la cot cu mama, aranjează mese, încasează banii la caserie, muncește și învață, e student și visează ca într-o zi să ajungă specialist într-o mare firmă IT din România. I'm here for a month. Yeah. I'm working in the counter and have been waiter also. So that's... And your mother is your boss, she's your colleague also. Yes. How is she? Is she a good boss? Yeah, good. Or a bad boss? Bad also, she doesn't work here. She just, no. And you work together, yeah? Just command. Command you. Yeah. Just a boss, not a leader. Because a leader sets the example, a leader also works. But you work here. Yes. So she is a leader, you heard, right? Yeah. Yeah. Okay, she commands you at home also? Home, yeah. She commands you at school, everywhere she commands you? Where, okay. Yes. Yeah, it's everywhere. Okay, so what do you do? You work here. What else do you do? I come here to study IT faculty. IT? Yes. Okay. So you're in your first year, I think, yes? Yeah. In the faculty. How do you find the schools here in Romania comparing to those back home in Nepal? Yeah, Romanian is, it's better. Okay. So what do you plan for your future? Just the IT reading and doing framework work and website. Whoa, great! Website freelancing. Pentru el și alți peste 100 de mii ca el, viitorul sună bine aici, în România. Ne servesc la restaurant, ne aduc mâncarea la ușă, ne construiesc casele sau șoselele, lucrează ore suplimentare, de sărbători, în weekenduri și ajung uneori să câștige mai bine decât românii. Ei sunt mult mai disponibili și, dacă legea ar permite, ar munci 25 de ore pe zi, spun angajatorii.
Din păcate însă, mai există și excepții. Străini care nu s-au adaptat la viața din România și nici nu prea i-au citit legile. Este avertismentul venit din partea ONG-urilor de protecția animalelor din toată țara. Acestea au făcut publice imagini revoltătoare, în care asiaticii vânează animale mici și mari pentru consum. Aceste imagini sunt surprinse în Timișoara, unde mai mulți cetățeni vietnamezi, lucrători la o fabrică din oraș, au fost filmați în timp ce săpau după popândăi. Asiaticii au reușit să prindă câteva exemplare, animalele capturate au fost puse în bidoane de plastic și, cel mai probabil, aveau să ajungă în farfurii, la Cina. După aceea a urmat povestea cu popândăii, unde doi fotografi erau pe câmp, în timp ce fotografiau acea comunitate de popândăi și i-au surprins pe acei vietnamezi, braconând, prinzând popândăi. Și plus că am înțeles că în urma controalelor s-au găsit multe alte peturi puse acolo, deci făceau chestia asta de mult timp. Legea avem odată și legea 205/2004 de protecție animalelor, avem legea faunei sălbatice, avem legi, cum să nu, deci dacă un român ar fi făcut lucrurile astea, era destul de drastic sancționat. Amendă, poate chiar și pușcărie. Poliția are dosare groase, mai ales că vorbim și de animale protejate de lege, dar nimeni nu a fost sancționat până acum, acuză vehement asociațiile de protecție animalelor. Lumea a început să ne tot spună că, ba, că le dispar pisicile, ba, că le dispar câinile. Prima situație care am avut-o a fost în Dumbrăvița, cu o capcană improvizată, unde dispăreau foarte multe pisici. Pisici cu proprietari care se plimbau în acel cartier rezidențial nou. Și acolo aveam și o martoră, o doamnă, am făcut o sesizare la poliție, a ajuns la Poliția Animalelor, la Biroul pentru Protecția Animalelor, au spus că nu au constatat nicio situație. A trecut povestea respectivă, după aceea am fost anunțați că la o fabrică, pur și simplu aveau ei o poieniță acolo lângă fabrică, unde aveau mulți fazani și iepuri, de ani și ani de zile. Și oamenii de la fabrică îi mai hrăneau și tot au observat că dispar. La un moment dat aproape n-am mai văzut deloc. După care să-și dea seama că seara la ora 7, grupă de est asiatici mergeau către pădurice, înarmați cu bidoane, cu bețe, cu... și prindeau fazanii și iepuri din poieniță. A trecut o perioadă, după care primim o altă sesizare de la o fabrică, cum că tot muncitorii est asiatici de acolo ar mânca câinii din curtea fabricii. Și chiar ar fi fost surprinși în hală, un câine cu câteva luni în urmă, iar muncitorii români, în general, era frică să vorbească, pentru că spuneau patronii, nu avem ce să le facem. Deci s-a mers mereu pe metoda, nu avem ce să le facem. Am făcut și acolo o sesizare, au fost din nou cei de la poliție, ca să aflăm că de fapt era aceeași comunitate de est-asiatici, muncitori care au fost cu fazanii. Aici este datoria statului român să rezolve situația. Incompetența autorităților noastre a făcut ca 9,7 milioane de români să plece din țară, în căutarea unor locuri de muncă mai bune. Același stat încearcă acum să rezolve criza forței de muncă, aducând lucrători străini, pentru care însă nu depune eforturi la cel mai important capitol, integrarea.